cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, după cum puteți vedea, suntem într-un alt cadru și cu o altă ceașcă de cafea, mult mai elegantă decât cea din care bem noi de obicei. Dar se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Noi zicem că bună cafeaua. Deci o să vedeți că imediat și gazdele noastre, cei care au făcut cafeaua, vi prezentăm ca să știți despre ce este vorba. Până atunci să vă spun, în buna tradiție a emisiunii noastre, că evenimentele care au marcat ultimele zile se referă la faptul că România a intrat în zodia protestelor. Au început să protesteze polițiștii, cei care se ocupă de penitenciare și după aceea, pe cale de consecință, profesorii și alte categorii largi de oameni ai muncii. Mai mult decât atâta, s-a făcut și un prim pas, dacă tot avem un guvern cu mai multe culori politice, PSD, PNL, UDMR, UDMR-ul nu știm ce culoare are, ei au așa un fel de verde prin tradiție, iată că și sindicatele au început să se coaguleze, s-au întâlnit, v-am spus, polițiștii cu cei din penitenciare, cu cei din educație și vor să facă proteste la nivel de supra-federații sindicale, ceea ce ar putea să dea câteva probleme guvernanților care și așa trebuie să gestioneze un an viitor plin de provocări, cu un buget făcut foarte repede, unii spun că ar fi bun, alții că ar fi făcut pe colțul mesei, cu scăderi multe de finanțări la ministere aparent care aveau nevoie de bani mulți. Om trăi și om vedea ce se întâmplă. Planul este ca joia viitoare să avem un buget votat. Asta înseamnă că s-a depășit orice fel de termen pentru dezbaterea publică a bugetului. Acum, pe de o parte e bine să avem buget făcut din timp, pentru că el oferă, în măsura în care putem vorbi despre asta, o predictibilitate pentru autoritățile centrale, apoi locale și județene și locale, care își pot face și ele bugetele foarte rapid, să știm ce ne așteaptă în anul viitor. Pe de altă parte, un buget făcut extrem de rapid, fără o dezbatere serioasă, s-ar putea să genereze probleme. Am vorbit despre lucruri generale. Haideți să plecăm dinspre zona guvernamentală spre zona locală. Știți că Mesagerul de Neamț de aproximativ 4 ani și-a propus să, atunci când poate și există și disponibilitate, să promoveze tot ceea ce înseamnă performanță într-o lume în care performanța este mai mult măsurată pe Facebook, pe rețele de socializare, decât în rezultate concrete. Am vorbit aici, în emisiune și în paginile Mesagerului de Neamț, despre oameni care au reușit în diverse domenii. Artiștii sunt mai la îndemâna tuturor, pentru că prezint un artist e altceva, este vizibil peste tot. Profesorii sunt vizibili în mediul lor, în școli, în licee. Ingineri, proiectanți, arhitecți, am prezentat tot felul de oameni. Am încercat să prezentăm și oamenii aceia care produc, cei care pornesc de la o idee și o duc până la capăt, ajungând să fie repere în domeniul lor de activitate. Astăzi ne aflăm, și o spun cu bucurie, știți că nu mă entuziasmez foarte tare când e vorba despre lucruri care aparent ar fi wow, dar iată, eu o spun cu bucurie, ne aflăm la sediul unei companii care deja de ani buni demonstrează că se poate face performanță în industrie la nivel foarte înalt în Piatra Neamț și în județul considerat cel mai sărac din România Vaslui.
O companie care are peste 230 de angajați, dacă nu mă înșel, o companie care în domeniul ei se poate considera în primele companii din Europa. O companie care produce. Trebuie să spun acum, bună dimineața invitaților mei, de fapt, invitații mei la ei acasă. Bună dimineața, domnul Mihai Bârliba, președintele Bico Industries. Bună dimineața și bun venit în ambientul nostru. Ne bucurăm să fim împreună. Și noi ne bucurăm că ne-ați primit și, domnule președinte, vreau să vă spun că o asemenea emisiune poate nu este atractivă pentru foarte multă lume în primă fază. Dar o asemenea emisiune ar trebui să devină un model pentru toți cei care ar trebui să transmită ceva mai departe de pe urma business-urilor. Haideți să-l prezentăm și pe directorul general al companiei. O să vă rog să-l prezentați, sigur, dumneavoastră. Drag, colegul meu, Adrian Butuc, directorul general. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Adrian! Și bun venit! Colegul meu reprezintă compania noastră de pe poziția de director, de CEO, director general al firmei, și avem împreună o relație de frumoasă, de ceva ani, poate nu trecuți de 5, dar o perioadă frumoasă pe trecută împreună, timp în care a confirmat și pentru care mă bucur să remarc că suntem împreună și avem o relație, pe lângă faptul că ne ducem activitatea profesională în același câmp, avem și o relație frumoasă de prietenie, zic eu. Păi atunci, confiam, haideți să facem următorul lucru, domnul președinte. Domnul Adrian, să vă prezinte pe dumneavoastră, așa cum vă vede directorul general tânăr, care încă n-am primit încă 5 ani în relația aceasta, nu din câte am înțeles, da? Ați un director care a ajuns repede pe această poziție, după care dumneavoastră să-l prezentați foarte pe scurt. Cum a ajuns? Eu sunt foarte curios. Cum poate ajunge un om la câți ani? 30? 30, da. Mulți înainte. Mulțumesc. Așa, la 30 de ani, director unei companii cu o cifră de afaceri impresionantă pentru județ și nu numai. Și după aceea, să discutăm un pic despre companie. Sigur. Cine începe? O să încep eu. Da? O să încep eu misiunea pentru că colegul m-a pierdut din istoria mea ceva timp pentru că e foarte tânăr. Și atunci poate mi este mai ușor să îl prezint eu pe el. Acum, așa cum am spus, câțiva ani, ne uitam ca echipă să ne găsim un coleg care să acopere zona de IT a companiei. Asta a fost prima noastră întâlnire. Întâlnire care mărturisesc că a fost foarte interesantă și chiar de la acel moment, atât eu cât și colegii mei care au participat la acel interviu au remarcat faptul că am găsit în persoana colegului meu un om care va aduce un plus echipei. Asta a fost prima interacțiune cu el. Am pornit împreună la îndemersul legat de activitatea noastră de IT. Aveam la acel moment un sistem integrat informatic, achiziționat proaspăt, cu multe provocări pentru cel care venea să-l pună la punct și să-l descopere. Și nu-i simplu aici în hățișul de cifre să poți să te descurci. A făcut față cu brio, chiar ne-a plăcut și remarc aici, într-o scurtă paranteză, că avem ca background același tip de facultate. Eu am o facultate tehnică de electronică, el este absolvent de facultate de informatică. Două școli care te formează, te învață să iei decizii logice. Că facem foarte multă logică. Algoritmice, da. În școala pe care am făcut-o împreună.
Se pare că asta a fost prima scânteie a chimiei noastre și am remarcat acolo că în ciuda vârstei destul de fragede, profesional vorbind, eu era capabil să ia decizii repede și curente și să judece logic. Ne-a plăcut asta, am intrat mai adânc, după asta, imediat, cred că la nici 2 ani, am căutat un alt coleg care să vină pe postul de IT și să meargă el mai departe, să facă pasul în următoarea poziție și am identificat, tot privind spre profilul moral pe care îl are și profesional, că s-ar descurca foarte bine și îi plăceau provocările și noutățile. Și am înființat special pentru asta un departament de dezvoltare al firmei. A trecut acolo și acolo am stat 2 ani împreună. Am realizat lucruri foarte frumoase. Cred că cel mai important proiect finalizat și maturizat și pus pe traiectoria de zbor este linia de armături pe care o avem instalată aici la Piatra Neamț, un proiect în valoare totală de 3 milioane de euro, din care o participare europeană o coparticipare europeană pe echipament de 1,5 milioane de euro. Un proiect care n-a fost simplu, mai ales pentru cineva care venea pentru prima dată un om fără experiență. Dar se pare că lucrurile s-au mișcat foarte bine și a făcut față cu brio și la acest moment această linie funcționează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 360 de zile pe an, 5 zile pentru revizie. Și asta a fost pasul pentru postul de director general. Și asta a fost examenul. Asta a fost momentul care ne-a convins. Un pas intermediar. Da, cu linii mari cam asta. Puteți spune astea despre ei, Adrian. Astea sunt câteva repede. Adrian, haideți să vedem cum ai văzut tu interacțiunea asta. Când ai venit tânăr IT-ist în Bico. Da, mi-aduc aminte cu drag de interviu. Țin minte că nu a durat foarte mult. Cred că a fost undeva la 20 de minute. Mă așteptam să fie mai multe întrebări, dar se pare că a fost chimie de la început. Mi-aduc aminte că primul lucru pe care l-am făcut când am aflat de Bico Industries a fost să verific website-ul. Și verificând website-ul am googlit. De formație profesională. Exact. Am aflat că există un motto după care organizația este condusă și motto spunea cam așa, că o organizație care nu va inova, mai devreme sau mai târziu va muri. Și mărturisesc în acești 5 ani de zile am simțit cu adevărat că acest motto ne conduce și bineînțeles ne conduce prin viziunea și optica domnului Brliba. În plus, încă din primele luni petrecute în echipa Bico, care se dovedește a fi o familie, nu doar o echipă, am simțit că tinerii sunt motivați, sunt încurajați, sunt susținuți și în momentul în care greșesc, sunt învățați. Deci e foarte important să într-o organizație, în cultura sa, să aibă posibilitatea de a crea un mediu în care colegii să recunoască că au greșit. Din greșeli învățăm. Lucrul ăsta se datorează iarăși conducerii, fondatorului domnului Brliba, predecesorului pe funcția de director general a doamnei Crudu. Sunt aspecte în cultura organizației care se construiesc cu multă trudă. Referitor la domnul Brliba, pot să spun exact cum a menționat și el, că simt că ne leagă mai mult decât relația profesională și am simțit suportul lui și în viața personală și că sunt proaspăt, să spun, absolventa funcției de CEO. Am două griji. Două lucruri de care vreau să am mereu grijă. Să nu dezamăgesc cei care mi-au oferit încredere și în special pe domnul Brliba și să-mi susțin mereu colegii. Pentru că oricât de mult am inova, oricât de mult am reușit să automatizăm procese, de fapt valoarea organizației o dă echipa și colegii care o formează. Apreciez foarte mult, pe lângă partea profesională, zona de viziune pe care o are domnul Brliba, faptul că a construit o organizație la care
activează tot în domeniul materialelor de construcție, pentru care a făcut un exit în 2006 și e o firmă foarte sustenabilă. A reușit să construiască un al doilea business, pornind într-adevăr, cum ați menționat, cu o fabrică în județul Vaslui, unde poate nu e, să spun, cel mai atractiv punct. Dar poate fi plin de oportunități. Dar poate fi plin de oportunități. Și pe lângă viziune, pe lângă faptul că reușește să transmită care e direcția organizației fără a, să spunem, fără a fi, fără agresivitate, ci cu mult calm, apreciez familia pe care o are, apreciez ceea ce a reușit să-și construiască și în zona personală și cel mai mult faptul că a reușit să balanceze relația profesională, unde a performat, în care a cerut foarte mult timp, care a cerut poate sacrificiu pe anumite zone, a reușit totuși să fie lângă familie, să construiască, să aibă o familie solidă, care de fapt cred că de fapt e, stă în spatele puterii lui de a veni în fiecare zi la muncă cu zâmbetul pe buze, cu obiectivul de a ne face să ne atingem de fapt potențial. Cred că este momentul acum să vorbim un pic despre istoricul firmei, pentru că, așa cum spunea Adrian, într-adevăr este foarte greu să faci o firmă dacă nu ai suport în familie, dacă nu ai echipe pe care le formezi, dar până să ajungi să formezi echipele astea, trebuie să ai o viziune. Dumneavoastră ați pornit cu firma cealaltă, care într-adevăr ați vorbit despre exitul din 2006, da. La vremea respectivă s-a vorbit, sincer nu mai știu ce face firma respectivă, nu m-a mai interesat, dar știu că la vremea respectivă s-a vorbit. Am văzut cum a crescut Bico. Eu recunosc că în vară am vrut să fac interviu cu dumneavoastră și în scris și în video, în momentul în care absolut din întâmplare am văzut acea mișcare de strategie pe care ați făcut-o cu atragerea unui grup, un grup de investitori, Roca, da? Dacă nu mă înșel. Platforma Roca Investment. Și am zis, domne, uite o schimbare de gândire în județ apropo de modul în care poți să dezvolți o afacere. Recunosc că atunci asta a fost ideea în vară, acum s-a putut materializa și video, așa că vorbiți-mi, vă rog, puțin despre istoria firmei, așa cum o vede președintele, fondatorul. Sună frumos. Și în Statele Unite, da. Știți, părinții fondatori ai statului erau. Da. Interesant. Că tot vorbeam de viziune, haideți să ne amintim de viziunea care a stat la baza primei, fondării primei companii de care vorbeam mai devreme, e vorba de actuala companie Jiffy Packaging, care a evoluat frumos, era cred în 1999, mergeam cu un prieten de-al meu în tren la București, dețineam la acel moment o firmă care se numea Petroflax. Așa e. Întâmplător, în Ploiești, cu un nume asemănător, Polyflex, era o altă companie. Ne trezim sunați pe telefon, sună pe mine cineva de la Craiova, de la fabrica de autoturism. Suntem de la serviciu achiziții. Polyflex sunteți? Da, Polyflex, da. Știți, ne-a interesat o comandă foarte mare de niște produse, niște repere pe care ei le foloseau pentru acoperirea orificiilor din motoarele pe care le produceau. Erau niște docuri, așa, din plastic, din spuma aia pe care o face și acum. Jiffy, ca să, apropo de viziune, ca să vedeți ce mare viziune am avut. Așa, am spus, da, bună, urmează să ne întâlnim, ne-am fixat noi întâlnirea, am mers la Craiova, am vorbit, venit cu prietenul ăsta meu înapoi, îi spuneam, băi, nu prea mai trebuie să ne jucăm cu chestii din asta, companii mari trebuie să răspundem bine și să fim acolo. Poate și el în tinereții și puțină inconștiență ne-a făcut să intrăm în jocul ăsta, în joc până la urmă serios, asumat. Și am luat reperele, am studiat ce trebuia să livrăm, ne-am fixat un termen, am făcut contractul, am dat drumul, știam cine trebuie să, de unde trebuie să le luăm, am fost, le-am cumpărat de la Polyflex, noi le făceam o procesare, un post procesare, dar sumară, așa,
Și asta a fost începutul. Schimbați logo. Companie, da, nu, chiar făceam dintr-o bandă lungă așa, tăiam bucăți, le ambalam, adică făceam o mică procesare acolo, suficientă ca să... Ca să justifice. Să ne justificăm și noi la locul lanț ăsta. Am făcut primele lucrări, tot a fost bine, frumos. Clientul mulțumit. De material în sine, pentru că era un material nou. Era un material revoluționar, care nu mai exista în România. Și mai apoi am început să dezvoltăm, cred că nici la 6 luni ne aflam în Coreea de Sud, la Seul, am cumpărat prima linie, primul extruder, mi-am amintesc acum, $120,000 am plătit pe el și vreau să vă spun că producția sa într-o lună era $120,000. Deci el valora atât cât putea să producă într-o lună la acea vreme. E un lucru fantastic. Absolut, incredibil, dacă stai să te gândești. Dovedim istorie. Da. Așa, am venit, am pornit, am adus echipamentele acasă, au venit din Coreea de Sud, am făcut montajul, au plecat coreenii și ne-au lăsat cu echipamentul acolo, nu știam să facem. Am făcut un munte de deșeu prima dată, am umplut toată valea de deșeuri din Coreea. Asta e. Deci, am fost perseverent, se pare că la 2 sau la 3 luni am reușit totuși să stăpânim mecanismul, să stăpânim procesul. Stabiliți rețeta. Și compania a pornit. Asta era în 1999, nu vreau să plictisesc foarte scurt. Povestea chiar este, da, chiar este interesantă. Așa, am pornit atunci în 1999. Ne regăsim la sfârșitul anului 2006. Cu o companie care număra aproximativ 50 de angajați și care producea aproximativ 8 milioane de euro cifră de afaceri, deci în mai puțin de 7 ani. Ăsta a fost rodul poate unei abordări corecte, a unei abordări de piață sănătoase, abordări pe care mărturisesc că am învățat-o pe parcurs, pe măsură ce am... Și am avansat în practica industrială, m-am înscris la niște cursuri de management, am făcut câteva cursuri ale unei universități din Anglia și se pare că studiul ăsta în paralel cu producția a ajutat și chiar am din acea perioadă câteva modele de analiză pe care le practicăm și astăzi aici. Legate de costuri, de tot ceea ce înseamnă managementul financiar al unui. Da. Și-ați vândut. Și-ați vândut. Da. Și-ați pornit cu noua firmă. La... Da. Haideți să vă mai fac o mărturisire. După ce am vândut prima companie, aveam 42-43 de ani. Intenția mea era să încerc să mă relaxez. Foarte interesant. Mă trezeam dimineața și citeam ziarul, mă uitam pe net. Făcea 10. La 10 ce se poate să mai fac? Și la un moment dat am rezistat câteva luni, am zis nu, hai ceva trebuie să mai întâmple, hai să mai fac ceva ca să nu rămân în starea asta. Simțeam că și profesional mă plafonez și asta era foarte evident. Simțeam acut. Da, și am pornit încet, încet în căutarea unui obiectiv. Și mergând așa, din mai multe cunoștințe de-a mea, am ajuns la Vasului, pe platforma industrială, mai fusesem acolo. M-a atras faptul că aveau un foarte bogat bazin de facilități. Adică mă refer la energia, poste de transformare, la gaz, la lucruri care în prima aventură profesională nu le-am avut chiar pe toate. Și am remarcat lucrurile astea, am făcut analiză atentă și am zis, domnule, cred că merită, chiar dacă e la distanță de casă, merită atenție și merită concentrat aici. Nu vă spun că am găsit, la momentul la care am cumpărat, chiar toată platforma industrială, era o platformă industrială care avea 13 hectare. Deci un combinat în domeniul materialelor de construcție destul de bine dezvoltat. Platforma Hitrom, ca să... Da, platforma Hitrom. Am găsit acolo o echipă foarte dornică să reinventeze ceea ce se stricase pe parcurs, că am prins-o la ultima suflare. Deci era în faliment, era
deja pe pământ, pe zona de final. Însă oamenii erau foarte entuziaști, cu toate că erau trecuți de prima tinerețe, oameni foarte buni tehnici, extraordinar de buni. Colegul meu, directorul fabricii de mai târziu, îmi spunea așa că dimineața când veneam la 6:30 la serviciu, vedeam de la 6 km, după cât fum iese pe coșul furnalului, știam că de producția a făcut în acea noapte. Interesantă, da. Interesantă remarcă. Așa, am pornit de acolo, am început o activitate inițială de toaletare totală, că erau clădiri vechi, de peste 50 de ani, cu puternica amprentă a industriei care s-a desfășurat acolo. În sfârșit am igienizat totul, am făcut frumos și am adus o primă linie de producție de polistiren pentru fațade. Și am pornit-o frumos, am avut tot suportul tehnic, lucrurile au decurs foarte frumos și foarte bine pentru că oamenii erau pregătiți și știau ce au de făcut. Chiar și acum am dezvoltat acolo, da. Și mai apoi, în 2011, legislația europeană a adus în spațiul comunitar un avantaj pentru producătorii de plasă de armare din fibre de sticlă. Această plasă de armare, nu știu dacă o vedem aici în spatele, da, în spatele dumneavoastră, da. Este chiar cea care se vede acolo. Beneficia la acel moment, 2011, de niște avantaje legislative de protecție față de numeroasele produse care veneau de pe China. Am simțit, poate aici a fost flerul de investitor. Da, de tentat. Acolo am simțit că există oportunitate, că taxele de dumping erau destul de mari, 50-60%, deci descurajat, vădit orice importator de pe China și atunci se punea problema că cineva din Europa trebuie să facă asta. Ăsta a fost primul pas, am pornit la fel, de la mic, câte puțin, câte puțin. Poziționați-vă un pic în domeniul acesta în care lucrați dumneavoastră, la nivel european, cu unitatea de la Vaslui și cu unitatea de la Piatra. Aș îndrăzni să spun că suntem în top 10 producători la nivel european și în primii 3 din Europa de Est. Iar dacă privim pe termen mediu și lung, ținta noastră și obiectivul nostru strategic este ca în maxim 3 ani de zile să devenim cel mai mare producător din Europa de Est. Da, este o țintă îndrăzneață, ca să spun așa, dar... Îndrăzneață și tangibilă în același timp. Și tangibilă, da, în același timp. Spuneți-mi, care este cel mai... Ați vorbit despre facilitățile acestea la nivelul Uniunii Europene. Deci pe mine mă face să cred că în momentul acesta nu ați avea, și nu știu dacă e adevărat, probleme cu desfacerea produselor. Sau există asemenea probleme chiar și la acest nivel. Pentru că multă lume produce și are probleme să vedem unde vând... Să vedem după aceea unde, unde vindem. Unde, da. Atâta timp cât ești în piață, nu ai probleme. Nu, deci, dacă e să răspundem punctual, atâta timp cât condițiile noastre de livrare sunt acolo unde trebuie, chiar nu sunt probleme. Și acest produs mai are un avantaj. Faptul că valorează atât de mult încât transportat la distanțe lungi nu își pierde din valoare. Adică costurile de transport sunt până în 4-5%. Ori cu chiar și acum. Chiar și acum. Cu asemenea dezavantaj, poți fi competitiv și în Spania, poți fi și în Anglia, poți fi și în, mai vorbesc de Italia, Germania, Franța. Da. Știți, de fiecare dată când vorbeam cu oameni din domeniu, deci investitori din județul Neamț, fie că din Roman mai puțin, dar în special din zona Piatra Neamț, chiar și Târgu Neamț într-o perioadă, se plângeau de faptul că ei trebuie să cheltuie mai mult pentru că nu există o infrastructură de transport care să permită transportul mărfii, accesul spre nodurile de comunicație. Care e situația la dumneavoastră? Dacă ar fi să facem o analiză a mediului extern, infrastructura din România este la amenințări și pentru noi ca orice alt business din zonă. Dar exact cum menționa mai devreme domnul Bârliba, faptul că reușim să desfacem produsele noastre, să plasăm produsele în piață cu un cost de 3-4% din valoarea mărfii, nu ne afectează atât de puternic. Ar fi mai bine și poate ar deveni de amenințare oportunitate dacă am avea o autostradă care se lege Târgu Neamț cu Oradea. Timpul nostru de livrare probabil ar scădea cu o zi.
și mă refer la țările din partea de vest și centrala, partea centrală a Europei. E o provocare pe care trebuie să o abordăm cu atenție, pentru că unul din obiectivele noastre strategice pentru anul, anii următori ar fi să ne consolidăm și să ne dezvoltăm cota de piață în Europa Centrală. Și e clar că în momentul respectiv infrastructura din România, cât de repede vom reuși să livrăm, cât de repede vom reuși să răspundem cerințelor clienților, va conta mai mult. Dacă ar fi să completez ca, să spunem, aspecte care, factori care vin din mediul extern și avantajează profilul nostru de activitate, pe lângă factorul politic, faptul că suntem protejați de importurile din China, există și o altă directivă europeană care spune că toate clădirile din Europa până în anul 2050 trebuie să ajungă să fie eficiente din punct de vedere energetic. Ei bine, pentru a deveni eficientă din punct de vedere energetic, o clădire trebuie să fie termoizolată. Iar plasa din fibră de sticlă, armăturile pe care noi le producem la Vaslui și Piatra Neamț, fac parte din acest termosistem. Și încă un avantaj în plus, nu există produs de substituție în momentul de față pentru acest, pentru acest profil. Poate ar exista fibra de carbon, dar fibra de carbon este mult mai scumpă decât fibra de sticlă. Și la fel, dacă s-ar simți o cerere că în loc de fibră de sticlă s-ar trebui să folosească fibră de carbon, am fi primii în care am aflat și am schimbat utilajele să facem, să facem plasă din fibră de carbon. Dacă ar fi să ne întrebați de plasare, nu văd amenințare în zona de piață, nu văd amenințare în zona, ba din contra, văd oportunitate, Europa cere produsul. În schimb, anul acesta și în special în anul 2021, cererea a fost mai mare poate decât am putut noi să răspundem. Amenințarea vine din zona de input, din zona de materii prime. Aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că noi nu suntem dezvoltați pe verticală, noi nu producem firul de fibră de sticlă, noi îl achiziționăm și îl procesăm. Sunt alți producători, chiar 2-3 la nivel european, care produc inclusiv firul de fibră de sticlă din siliciu, din nisip. Deci noi cumva depindem pe zona de achiziții, de relația cu Asia, ceea ce a fost o provocare pentru anul 2021. De unde importați? 50% din materia noastră. Dacă ar fi să vorbesc de anul 2020, probabil raportul era 60% din Asia, 40% din Europa. Acum s-a echilibrat și asta, motivul este clar. Costul de shipping, costul de transport din China a crescut foarte mult și prețurile s-au, să spunem, au devenit egale. Iar avantajul de a avea o relație cu furnizorii din Europa, cred că a fost definitoriu pentru noi anul acesta, pentru că am reușit să, ceea ce nu am mai venit din China, din Asia, din țările din Asia, am reușit să aducem din Europa, din statele membre a spațiului CSI, și am reușit să susținem producția fără a avea, am evitat orice rupere de stoc. A fost principalul obiectiv al anului 2021. Domnule președinte, eu din ce mi-ați povestit așa, acum stăteam și rememoram un telefon primit, după aceea o oportunitate la care ați marșat imediat în zona Vaslui, după aceea la început pornit acolo cu un utilaj, încet, încet ați ajuns în situația de acum. Este portretul, privind la dumneavoastră, este portretul unui om care a știut 1. Să profite de o ocazie, 2. Să găsească o modalitate de a investi niște bani obținuți ca să creeze altceva. Pare așa omul păpăreț, așa ca un fel de personaj care a plecat din Europa, s-a dus în America în perioada aceea, dezvoltarea Americii, vestul sălbatic, fiecare oportunitate găsită și dezvoltată. Acum ați ajuns la un nivel aproape de, stabilitate. Ce pregătiți în continuare? În vară îmi spuneați că la un moment dat fiecare om predă business-ul. Eu am văzut acum cam care. Ce pregătiți? Sincer, mă gândeam în timp ce vorbea Adrian, dacă n-ar
ce ar însemna să dezvoltați o investiție pe zona aceea de, cum se cheamă, fibră de carbon. De ce nu? Da, da. Da, aveți mare dreptate în direcția asta, într-adevăr. Consider că suntem ca echipă, ca organizație, la momentul acordului FIR. Adică ce-a fost zbucium, așa, căutări, am făcut, am ajuns într-o anumită poziție, am scut azarea, am văzut ce acolo, am ajuns cu toții, urmează să ne organizăm, să ne așezăm în teren. Este motivul pentru care nu întâmplător ne aflăm în etapa asta. Pentru că dacă e să vorbim de relația cu ROCA, această... Haideți să explicăm un pic pentru oameni ce înseamnă ROCA. Așa, da. ROCA este o platformă de investiții diferită de un fond de investiții, care fond de investiții în general nu este implicat în compania pe care, la care cumpără părți sociale. Platforma ROCA vine și se implică activ în managementul firmei. Know-how. Da, cu zona de macroeconomie, cu oameni pregătiți, cu specialiști, școliți în afară. În special pe zona de suport, în special pe funcțiune de suport. Pe partea de suport, pe zona de piață de capital, unde un antreprenor care vede activitatea de zi cu zi, activitatea curentă și care n-a reușit să ridice capul de aici, care este mai greu să ajungă... Ca un nespecialist, încerc să trag o concluzie. Deci un fond de investiții vine, ajută, stă și așteaptă, rezultatele, pe când cei de la ROCA nu numai că vin, susțin și consolidează, sunt interesați în consolidarea. Sunt parte skin in the game. Deci sunt în joc. Sunt în joc și, exact. Și tot timpul, dacă văd ceva, bine, apasă pe un buton și exact. Spun, vedeți că aveți o problemă acolo. Sau oportunitatea acolo. Deci e interesant, de asta în vară v-am spus, când am văzut, am zis, opa, aici este ceva. Nu știam ce, dar uite că acum îmi spuneți de asta. Așa, ăsta e un aspect în ceea ce privește planurile noastre de viitor. Ne-am uitat după un partener care să participe activ în managementul firmei, care să ne inspire în mod pozitiv și sunt sigur că l-am găsit acum, după un an de conviețuire, pot spune cu mâna pe inimă că l-am găsit, că relația noastră funcționează bine, că e frumos. Pe de altă parte, e necesar să punctăm un alt aspect, pe care la prima noastră întâlnire l-am așezat acolo în text. Vine o vreme când noi ca oameni, ca antreprenori, ăsta e cursul vieții, generațiile se schimbă, ajungem într-un punct în care poate ne dorim o bicicletă, un tenis, niște prieteni. Mai vrem și asta. Un grătar. Așa. Dacă știm că am făcut și suntem mulțumiți cumva că ne-am dus o anumită etapă a misiunii noastre până într-un punct, e firesc să nu ne atașăm foarte tare emoțional. E o diferență între a iubi și a te atașa. Adică poți să iubești cu intensitate, dar să nu te atașezi. Da, corect. Da. Așa, e important să, cel puțin asta am simțit, să fac pasul în direcția asta. Am o fată care e la vârsta la care a început, e în plin proces de instruire profesională la o universitate. Nu știu dacă va veni. Cred că nu. Nici nu vreau să o forțez. Este alegerea ei, va merge acolo unde îi va face plăcere. În ce domeniu? De curiozitate. În domeniul business and media fashion, la Milano. La Universitatea din Milano, foarte bine cotată. O să apelăm mai aia pentru un promot acționar când avem probleme cu working capital-ul. Deci am făcut deja planurile. Așa. Deci, în contextul ăsta, chiar la asta m-am gândit. E necesară o asociere și o spun asta și ca model pentru oameni care ne privesc la acest De aceea facem acest gen de emisiuni. Da.
am păstrat pentru mine un pachet suficient de consistent cât să am pentru bătrânețe, să-mi duc viața, să las pentru urmașii mei, voi primi o sumă cash pe care o am pe perioada vieții, pe lângă ceea ce am în partea de acțiuni, am alături un partener care susține financiar, poate să susțină în principiu de suficiente și consistente valori și cel mai important, am o echipă de oameni care știu ce au de făcut și care sunt dornici să facă asta așa cum eram și eu la 30 de ani, voi am mai mult. Sunt în nestoare, astea sunt ingredientele și cred că e bine pentru că vă spuneam că am început strategia asta de 2 ani în urmă și îmi propun ca în maxim un an jumătate să pot face pasul lateral și să stau acolo unde vă spuneam, cu bicicleta, la tenis. Să-l chemăm la analizele lunare, să-i spunem, ok, e de bine, e de rău. E de bine, e de rău. Da. Acum, în vară îmi spuneați ceva de genul, în interviul din vară vorbeați despre faptul că, mi-aduc eu aminte așa, la vas lui vreți pe o linie de pachetare, bănuiesc, la final, da. În loc de 7 oameni să folosiți 2. Pe de altă parte, din discuție, rezultă tot timpul faptul că puneți accent pe om și pe formarea lui. Viitorul. Care este? E aici așa, ne batem un pic cap la cap. Trebuie să, dacă vrem să fim eficienți, trebuie să automatizăm, să economisim, ca să spunem așa, între ghilimele, cu cât mai puține locuri de muncă în domeniul respectiv. Pe de altă parte, trebuie să investești în om. Cum ieșim din dilema aceasta? E destul de simplu. Păi nu știu, crește, scade cerința din punct de vedere numeric. Nu ai nevoie poate de 100 de angajați, dar dacă ai, după ce ai făcut o investiție, ai venit cu inovație, ai venit cu tehnologie, ai nevoie de 60, dar cu nivel de competență ridicat, instruiți. Dacă, de exemplu, în momentul de față ne aflăm în plin proces de retehnologizare a fabricii din Vaslui, 2 milioane de euro este investiția, doar cu tehnologia adusă din Germania, și e clar că acolo trebuie susținut un plan de training, oamenii trebuie formați pe noua tehnologie. Direcția noastră nu este să nu păstrăm locurile de muncă, direcția noastră este chiar să le dezvoltăm și cred că cu tărie că anul viitor din cei 240 vom avea o echipă de aproape 400 sau peste 400, peste 400 de membri ai echipei Bico, chiar dacă continuăm să investim în tehnologie. Ele se îmbină. Da, vreau să îi spun domnului președinte că au trecut 45 de minute de când am început emisiunea. Apropo, da, de ce discutam înainte, că nu o să fie așa. Deci au trecut 45 de minute și acum aș vrea să îmi spuneți dumneavoastră un pic ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere Bico în societate. Cum interacționați dumneavoastră ca instituție, ca echipă, cu mediul înconjurător, adică nu cu mediul ca mediu, apropiat, cu comunitatea. În ce măsură, de multe ori știți cum e, eu sunt la mine în curte, îmi fac treaba, am un prieten care spune, îmi ridic ziduri la mine în curte, îmi pun camere de luat vederi și mă dezvolt, îmi fac treaba, dau salarii bune, merg mai departe, nu mă interesează restul. Care este filozofia la Bico din punctul acesta de vedere? Vedeți, vine un moment în care te simți. Simți nevoia să dai comunității din care fii ceva înapoi. Fiecare dintre noi, la momentul potrivit, am primit ceva. Am primit. Că mai mult, că mai puțin, că am văzut, că am sensizat, că n-am sensizat, am primit. E momentul în care ne punem și noi problema ca organizație să întoarcem comunității ceea ce, în măsura în care ne stă în putință, să punctăm și să fim aproape de zonele care dezvoltă performanța, să spunem, pe de o parte. Pe de altă parte, în zone ale oamenilor cu nevoi,
Toate astea trebuia spusă prima, că asta e în topul, în capul listei. Vreau să vă spun că eu nu sunt de acord. Eu aș vrea ca lumea să sprijine performanța și statul să sprijine pe cei cu nevoi. Pentru că așa mi se pare corect. Scenariul corect ar fi ăsta. Așa ar trebui. Deci să căutăm să sprijinim performanța, iar statul se ocupe de cei cu nevoie. Așa ar trebui să fie. Bine, că lucrurile... Așa ar trebui să fie un stat maturizat, să spun. Exact. Da. Avem preocuparea asta. Că de aici pornisem. Avem preocuparea de a nu fi indiferenți la nevoile celor de lângă noi. Și cineva spunea odată că nu există o bucurie mai mare în a-ți cheltui banii făcându-l pe altul fericit. Fericit, exact. E foarte adevărat. Și ne dă un moment de satisfacție deosebit atunci când vezi pe cineva, când vezi că ai putut ajuta pe cineva. Și acum că toți suntem în postul Sfintelor Sărbătorii, cu atât mai mult ne uităm în jurul nostru și încercăm să tamponăm și să fim acolo în măsura în care putem să ajutăm pe cei care sunt în comunitate. Și pe final de emisiune vreau să discutăm între, așa, fără să ne mai audă nimeni, care mai este, din punctul dumneavoastră de vedere, în acest moment, și al dumneavoastră, pentru că sunteți director general, chiar dacă nu investitor, care mai este statutul omului de afaceri în societatea românească și modul în care el este privit de restul lumii. Eu înnebunesc din 1990, mă chinui în presă să-i conving pe colegi să nu mai folosească termenul de afacerist. Antreprenor, da. Deci să nu mai folosească termenul de afacerist. Pentru că la noi are o conotație peiorativă, din păcate, și în dicționar. Așa. Și în dicționarul limbii române. Așa era făcut dicționarul pe vremea aceea. Și observam așa o plăcere deosebită când apărea câte o știre. Că afaceristul care? Afaceristul. Deci antreprenorul, omul de afaceri, nu afaceristul. Vizionarul. Vizionarul, cel care creează ceva, ar trebui să fie în centru. Care se riscă, de fapt, resursele familiei. Că e mai simplu, să lași totul poate deoparte, exact, pentru a avea pentru mai târziu. Societatea noastră respectă pe cel care face așa ceva, din punctul dumneavoastră de vedere. Cum credeți, cum vedeți lucrurile astea? Îmi permit să intervin. Cred că progresăm din punctul de vedere. Consider că este obligația tinerilor să dezvolte România. De asta am rămas în țară, de asta îmi doresc să particip și îmi susțin toți colegii tineri și consider că dacă mediul de afaceri din România ar avea mai mulți oameni ca domnul Bliba și mai multe, să spunem, viziuni ca cele împărtășite de Roca Investment, atunci mai mulți tineri ar rămâne în România, mai mulți tineri ar dori să dezvolte normal, mediul de afaceri, dezvoltând mediul de afaceri, dezvolți de fapt societatea. Cred că progresăm din acest punct de vedere, repet acest lucru, și că antreprenorul nu mai este văzut ca un afacerist. Domnul Mihai? Cred că aici e foarte important și rolul mass media, pentru că vrând nevrând de aici ne luăm modelele. În mare parte și de pe internet, dar în general tânăra generație și chiar cei mai fragili, de vârstele mai, chiar mai jos, își iau modele din ceea ce văd în media, pe posturile naționale, chiar pe, și pe cele locale, că astea sunt mai aproape și transmit multe. E foarte important ca de aici să plece mesajul. Vă mărturisesc sincer că am avut momente în decursul celor peste 30 de ani de activitate profesională și de poziție antreprenorială, când m-am simțit jenat că fac asta, că percepția celor din jur era că poate, stai să vezi, dar poate a furat de undeva sau poate uite că stă, că exploatează oamenii, că la un moment dat există și percepția asta cu care venim cei drept de după Revoluție și mărturisesc că și eu am avut-o la rândul meu și acolo m-am educat și eu. Încerc să o schimb,
și am, cred că am reușit. În mod cert, văd altfel lucrurile acum, dar într-adevăr asta ar trebui să fie atitudinea comunității pentru cei care, în primul rând, plătesc taxe, ca să fie lucrurile cele mai clare. Dar cred că cel mai important este că pot fi formatori de opinie și pot da tonul în anumite direcții și pot fi modeli în viață atâta timp cât reușesc și confirmă. Deci, așa cum spunea și Adrian, suntem pe o cale bună, dar avem încă de străbătut, pentru că în țările cu democrație matură, să spunem, oamenii de afaceri sunt văzuți altfel și sunt văzuți și ajutați și sprijiniți să dezvolte, să le pună, ca statul, să le pună în valoare creativitatea. Simul. Pentru că, în fond, tot în acea comunitate se întorc rezultate. Și foarte important, sunt consultați. Sunt consultați. Și există diverse nivele la care ei vin cu idei, cu tot ceea cu ce... Cu inputul lor de knowledge. Absolut. Și vin, dom'le, da, facem lucrul ăsta, dar gândiți-vă că, uite, dacă nu dezvoltăm microchipurile, nu știu care, așa, nu vom avea cum să dezvoltăm industria auto, industria cu tare. Adică asta ar trebui să întâmple și la noi. În timp ce vorbeați, mă gândeam, și în timp ce vorbea și domnul Adrian, mă gândeam la modul în care se face promovarea într-o firmă privată care își dorește performanță și promovarea într-o instituție publică. Și, sincer, eram cu gândul un pic de la discuție și mă gândeam ce șanse ar fi avut Adrian Butuca, actualul director general, dacă se angaja ca IT-ist într-o primărie, într-un consiliu județean sau la o instituție publică, ei spun descentralizat, eu le spun deconcentrat, că sunt deconcentrat tot timpul. Și cum ar fi putut el să ajungă la 30 de ani într-o poziție extrem de performantă? Dar, mă rog, comparația asta este în capul meu în momentul acesta. Îmi place să cred că Adrian peste 10 ani va avea aceleași șanse. Adică dacă ar fi fost Adrian la 20... Pentru instituție publică. Exact. Suntem, exact cum am spus, progresăm. Simt că statul și toate funcțiunile sale progresează. Dar ce? Încă n-am simțit... Să fie optimist. Exact. Sunt anumite etape pe care trebuie să le ardem, din punctul meu de vedere, până ajunge să ne comparăm cu state precum Germania și poate altele din Europa Centrală și de Vest. Știți, era o teorie de pe vremea lui Eminescu, Titu Maiorescu a vorbit despre ea, se chema forme fără fond. Adică România tot timpul importă niște forme, da? No. Dar nu are fondul. Exact. Și de aceea noi tot ardem etape, importăm niște forme, vedem noi cum facem să ne adaptăm la ele. Proces de specific chestia asta. Da, eu vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în emisiune la dumneavoastră acasă. Cafeaua a fost ok, eu am terminat-o, nu știu dumneavoastră, că n-ați avut timp. Vom finaliza. Cum să spun, mi-aș dori să putem face emisiuni de genul ăsta, chiar dezbateri, apropo de dezvoltarea viitoare, nu numai a unei instituții precum, unei societăți precum BICO, ci a comunității, dacă ar exista dorință reală din partea și altor jucători, pentru că de asta avem nevoie în neamț. Din păcate, facem parte dintr-o regiune în care investițiile majore de stat au fost mici raportate la restul regiunilor din țară și nu se întrevăd lucruri deosebite în perioada următoare. Chiar dacă se vorbește despre autostrăzi, știți, în Iași, acum bancul zilei, vorba zilei este, și că se naște un copil și tatălui zice: "Ei, mă bucur că te-ai născut, ficior, tu să meargă pe autostrada Iași Târgu Mureș." Deci este un pas înainte. Da, deci așa. Deci trăim în zona aceasta și cred că un rol deosebit ar fi
coagularea unor factori importanți, jucători din comunitate, care să facă planuri și să facem în felul acesta presiuni pozitive pe, la nivelul guvernanților. Mai ales că acum se va putea cumva prin acel PNRR atât de discutat să se ia decizii și la nivel zonal. Da. Ceea ce ar fi un lucru bun. Da, deci, cum spuneam, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă așteptăm și la noi în studio, avem și noi cafea. Și a fost pe o reală plăcere. Pe final, cuvântul va aparține. Aș vrea să le transmit celor care se uită la noi în momentele astea speciale de înainte de Sfintele Sărbători de Crăciun, să reușească să-și găsească echilibrul interior, să se bucure de prezența oamenilor frumoși la suflet în preajmă, să aibă parte de amintiri frumoase ca să rememoreze peste timp aceste momente speciale ale Sfintelor Sărbători de Crăciun. Și sărbători fericite! Așa să fie, oameni buni, cafeaua în deplasare. Eu sper ca din toată această discuție să putem extrage lucrurile importante. Trebuie să avem încredere în generația nouă care vine, să-i acordăm încredere, să-i acordăm responsabilități și să înțelegem că ei sunt viitorul. Trebuie să ne respectăm oamenii de afaceri care produc, care întorc într-un fel, numai dacă vorbim de taxe și impozite, mult către societate, și să învățăm că de multe ori în viață trebuie să răspunzi la un telefon când ești în tren și să iei ceea ce este bun din el. Ne oprim aici, vă doresc cele bune, Valentin Bărănescu, cafeaua de dimineață, mesagerul de neam, știri din neamț, să ne vedem cu bine!